Mi credenza, domnule președinte. Că vizita dumneavoastră în România a marcat un moment de seamă în dezvoltarea colaborării româno-franceze. Un continent, de latin, locuit în cea mai mare parte, de latin, de germani și de slavi, noi francezi am fost de la început apărătorii Occidentului, la România, avant tout, înainte de toate, romain et français, români și francezi, nous voulons être nous-mêmes. Vrem să fim noi înșine. C'est-à-dire, suivant le mot d'Eminescu, adică, după cum a spus Eminescu, et non vrem statul național, l'état cosmopolite, dar nu statul cosmopolit.